Avem astăzi averse abundente, să știți, care apar în special în vest, în sud-vest, în centru, la munte. Vin cu tunete, cu fulgere, cu grindină, cu vijelii și sunt cantități foarte mari de apă. Mai ales în zona Olteniei vor fi cantități de peste 50-60 de litri de apă pe metru pătrat. Maximele pleacă de pe la 15-16 grade în Bucovina, acolo e cel mai rece, și vor ajunge la 28, chiar 29 de grade în zona Bucureștiului. Vedem cum arată vremea în fiecare regiune în parte. Dobrogea și Bărăgan. Aici găsim vreme destul de bună. Din când în când, așa, se mai adună ceva nori. Vântul prinde putere și va ajunge la viteze undeva pe la 55 de km pe oră. Temperaturile se opresc la 29 de grade în zona Călăraș. Mai sus, în Moldova Sudică și nordul Munteniei, avem perioade cu soare, în orări temporare, un vânt mai insistent și după prânz o să fie undeva până în 28 de grade pe la Galați și Brăila. În jumătatea nordică a Moldovei astăzi plouă, mai ales în zona Bucovinei și prin zonele mai înalte de munte. Se răcește față de ieri, vor fi cel mult 22 de grade în Bucovina, dar temperaturile în Bucovina, iertați-mă, vor fi 15-16, se opresc temperaturile la 22 la Bacău, am greșit eu. În nordul Transilvaniei și în Maramureș mai sunt ceva ploi, vânt activ, iar vremea rămâne răcoroasă pentru data din calendar. Maximele se opresc la 22, poate 23 de grade pe la satul mare. Vestul țării, aici vedem puțin soarele prin zona Crișanei, dar doar acolo, puțin de tot, vin mai multe reprize cu ploi torențiale, 30 de litri de apă pe metru pătrat, fenomene electrice, căderi de grindină, vijelii. Temperaturile se opresc și pe aici tot la 23 de grade la Oradea și Deva. Instabilitatea persistă și în Transilvania. Pe aici aversele aduc cantități mari de apă, mai ales în meridionali. Ploile vin cu fenomene meteo severe, temperaturile scad față de ieri, se opresc pe la 24 de grade la Târgu Mureș. În zona Olteniei se anunță o zi foarte urâtă, mohorâtă, plouă torențial, descărcări electrice, grindină, vijelii, cantitățile de apă pot să depășească 50-60 de litri de apă pe metru pătrat. E și un cod portocaliu în această zonă până mâine dimineață la ora 10. Se răcorește și aici. Vor fi cel mult 24 de grade pe la Craiova. Nici sudul țării nu este ferit de precipitații. Pe aici aversele apar pe spații ceva mai restrânse, e adevărat. Vor fi perioade cu soare, temperaturile scad, o să fie undeva până în 28 de grade la Alexandria și Giurgiu. La București se adună ceva nori, însă șansele de ploaie sunt foarte reduse. Vântul va fi destul de activ, se face un pic mai răcoare. Maxima se oprește la 29 de grade. Un pic scad temperaturile și pe timpul nopții spre dimineață 14 grade. La munte, alte serii cu averse însoțite de fenomene meteo severe, mai ales în occidental și în meridional. Grindină, vijelii pot fi descărcări electrice foarte violente. Ploile lasă în urmă peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Se face mai răcoare, 10 grade în Ceahlău, 14 în Semenic, 15 la Păltiniș, 16 Stâna de Vale, Predeal, 19. În schimb, la mare, e foarte frumoasă vremea, soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, vântul bate puțin mai nervos și temperaturile din stațiuni ajung la 26 de grade în aer, iar apa mării va avea undeva pe la 22 de grade.